Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars. Episodul promis, bineînțeles cum am spus în ultimul episod, pentru că voi juca cu Frank spre rank 20 și o să fie meciurile live. Dacă nu o să meargă live, dau exemplu, meciurile jucate pe acest episod, o să joc, cum se spune, off-camera și o să vă dau replay-urile pentru că practic nu pot să pun muzică copyright ce ascultăm noi pe StreamCraft. O să încerc să dau niște meciuri live acum pe episod. Nu uitați de butonul de like, de abonare și un follow pe Instagram la mădălin.adrian23 și haide să-i dăm drumul să pun pe full screen. Gata, am pus pe full screen și haide să-i dăm primul meci de pe acest episod. Deci dacă nu va merge bine și nu o să pușez extraordinar de mult fără muzică, o să joc off-camera și o să vă pun replay-urile că este același lucru, adică tot de mine se jucate meciurile, nu de altcineva. Ok. Hai să încercăm să facem tot posibilul, totuși. Să ne concentrăm. Bun, am luat primul chestuleț. Am văzut că e un bull pe... Ok, știam. Nu știu din ce cauză vrea bull ăsta să facă teaming. E cam ciudată chestia asta. Ok, sunt doi leoni. Sunt doi leoni și eu vreau să fug de bull. Mie să se pună acești leoni pe mine. Ba da, se vor pune... Mamă, dar două hituri dau la leonul ăla. Două hituri în cap îi dau și l-am picat. Și nu înțeleg eu de ce. Bun, hai că l-am picat. Mă folosesc de Star Power. Vreau să iau și acest Power Up. Până acum am doi omorâți. Doi omorâți. O să fie Bo aici. Și Leon. Verific boschetele. Mamă, ești nebun, am dat hit-ul. Hai mă, frate, să mă folosesc de tine. L-am prins. Nu l-am... Vai de capul meu, nu te cred. Nu te cred cum am putut să ratez. Na, că m-au băgat ăștia la mijloc, trebuie să fug. Nu, n-am unde să fug, că este și bol. Bun, 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 hai că e bine, hai că e bine. Mamă, dar prost ești, mă. Ginule, ești varză, frate, foarte, foarte. Varză rău. Am 6 power, frate, aș fi singurul boss de pe mapa asta. De singurul barosan. Mamă, ce repede am murit. Bun, primul meci bombardier. I-am bătut practic pe toți. Deci practic am fost cel mai bombardier pe meciul ăsta, 483 de trofee am. Cel mai bombardier am fost pe meci, adică am avut meciul în mână, i-am bătut și am nenorocit pe toți. Să pun acum așa. Deschid și Brawl Box acesta, nimic bun. Ok, 483, haide să mai dăm un meci. Ok. Am făcut teaming aici cu Frank. Să fie bine, să nu fie rău. Deci frate, practic, uite, eu m-am dus pe chestul ăsta. M-am dus pe chestul ăsta și a venit Daryl din boscheți și m-a omorât. Ce puteam să fac? N-am ce să fac aici. Suntem 3 Frank și 2 Bo. Dar chiar nu am ce să fac. Trofeele mari deja au venit. Trofeele mari au venit și trebuie să-mi încarc și eu super cu orice putință. Nu vreau să-mi dea prea multe hituri mine. Ok. Ca să nu mă omoare, știți ce zic? Că dacă rămân în HP mic o să vină și o să sară pe mine și o să mă omoare. O să fie un meci de tatonare acesta. O să fie un meci de tatonare. O să stau mult, o să stau Cileanu și nu o să mă grăbesc. Am și unul power, ceea ce nu înseamnă, nu mă face foarte puternic. Nu mă face foarte puternic absolut deloc. Mamă, ce a tras-o pe aia în capcană, să mor. În capcană a tras-o.
Bine pentru mine, bine pentru mine. Vreau să scap de Pam cu orice putință. Cu orice putință vreau să scap de Frank. De Pam, îmi cer scuze. Sunt foarte concentrat. Am ratat. Pe bune? 3000 per hit? Te cred. Deci nu te cred așa ceva, nu cred așa ceva. Refuz să cred. Și care era șansa mea ca să mai fug de acolo? Practic eram băgat la mijloc între minele acelea. Uitați-vă și voi cât de OP este Bo. Pe partea de mine, dau exemplu. 3000 per bucată, frate. 3000 per bucat. Două bucăți, 6000. Ăla am fost. Ăla am fost, băieți. Ce să mai fac? Ăla am fost, băieți. RIP. RIP, Madalin. RIPărino. Wow! Oh, gata, că n-am scăpat. Nimo, acum vă puneți toți pe mine, mamă, ce bine m-am ferit aici. Acum, Colt, ce faci? Colt, vrei să fim prieteni? Mamă, te voi arde acum, cum te prind, cum te ard. Am power-up și nu mi-e frică de nimic. Am power-up și nu mi-e frică de nimic, dar voi face teaming, gen. Voi face teaming ca să nu mă duc pe bătaie, eu să-i bat pe toți. Pentru că o să-mi ia bătaie dacă fac chestia asta. Și de asta îmi place să stau apropiat. Îmi place să stau apropiat de ei pentru orice putință. Cu orice putință, dacă se va sparge unul, o să-l bat. Ok, dynamic acela văd că face pe nebunul. Face pe nebunul. O să încerc eu să fug de el și să-l feresc. Penia asta nici nu poate să mă atingă, singurul lucru ce mi-e frică mie de aici e de Pam. Dar dacă mă voi sparge și mă voi bate, eu cu siguranță vor sări 4 pe mine. Bun. Se lăguiește, de ce n-ai bani face lag, bro? Ok, bun. Am recuperat meciul și sunt chiar pe plus. Am recuperat meciul și sunt chiar pe plus. Dacă power up, nu chiar, nu sunt pe plus. What? Sunt tot la 474. Ok. Ba da, mă, am un trofeu pe plus. Ba da, și am și un Brawl Box. Ce ai și unul de bănuți, nimic mai mult. Pe shop am decât Star Power-ul de la Burley, da. Bun, băieți, și după câteva meciuri v-am spus... Cel mai bine joc pe StreamCraft și mai ales când am o muzică bună, când stau așa, fără muzică, fără absolut nimic, nu pot. Până la urmă sunt meciurile date de către mine, o să pun și linkul de la StreamCraft dacă vreți să vedeți live-ul cu toate meciurile. N-au fost foarte multe, adică astea au fost, ia uitați, 1-2, ultimele două de locul 1, vedeți bine. Aici am luat un loc 6 pentru că s-au pus pe mine toate pemurile. Rank 1, uitați-vă. Aici m-am oprit pe episod, de-am luat minus 4. Deci vedeți, off-camera, cât de bine pușez gen pe live cu muzică bună și mai ales pe StreamCraft alături de băieții mei. Deci, da, o să vă dau meciurile. Deci am 506 trofee, mi se pare că sunt local pe... Stați că vă spun exact pe ce loc sunt local cu acest brawler. Pe locul 20 ceva parcă sunt, nu știu. M-am uitat mai devreme. 21, exact, 21 local. Și haideți să-i dăm cu primul meci de locul 1, o să vă pun de când meciul e de locul 1. Uite, o să vă pun primul meci de locul 1 exact după ce am închis episodul, gen episodul de ați văzut ultimul meci, de am făcut minus 4 trofee, de am scăzut. Exact atunci am început meciul și am luat locul 1. Și am luat 3 locuri 1, păi am luat loc 6, locul 1, locul 1. Win rate foarte mare, adică să iei 5 locuri 1 la trofeele astea este un lucru foarte mare. Și o să vedeți ultimul meci. Ultimul meci a fost cel mai interesant. Pentru că nici n-a trebuit să fac foarte mult decât să mă folosesc de 2 frame și până la urmă i-am bătut pe amândoi. O să vedeți despre ce vorbesc. Până la urmă sunt date meciurile tot de către mine. Chiar un lucru foarte bun că au băgat chestia asta cu replay-ul, părerea mea. Înainte nu era replay absolut deloc, acum au băgat de la 400+.
Înțelegeți ce vreau să vă zic. Dar, da. Eu zic că e ok cu replay-ul să poți da. Pentru că, uite, dacă luam momentele de pe live, era muzică copyright. Știi? Și așa pot să fac episod cu replay-urile, cu replay-urile pe care le-am dat eu, gen meciurile pe care le-am dat eu off-camera. Te-am văzut că și cei de afară fac la fel. Aceeași chestie o fac și cei de afară, gen care sunt la trofee foarte mari. Te concentrezi mult mai mult, mult mai mult off-camera, să stai și să te joci, decât să stai și să vorbești pe episod. Pentru că îți pierzi concentrarea, eu cel puțin. Dacă vorbesc foarte mult și explic foarte mult, îmi pierd concentrarea. Am zis și pe live-uri, mai mult stau concentrat și nu vorbesc ca să meargă bine. Aici 4 Frank, am făcut teaming între noi, bineînțeles. Aici m-am ferit, eram sigur că o să dea pe Leon. Leon a dat invizibilitatea, nu mai știa pe unde să mai fugă. Ca un șobolan a fost băgat aici, ia uitați. Ca un șobolan, băieți, ca un șobolan. N-a avut pe unde să mai fugă. Am făcut teaming toți 4 Frank, până și cu Nita, și după aceea am omorât puțin câte puțin pe toți. Pe toți, nu eu, dar ne-am omorât între noi. Pentru că numai așa se întâmplă la trofeele acestea. Ok. Poco cu Carl, prietenii de nădejde. Prietenii de nădejde, cei care au stat sus și au fost omorâți de către mine, mi se pare că au ieșit de acolo ca șobolanii. Ca șobolanii au ieșit din grotă. Ok, eram aici teaming de 5. Teaming de 5, teaming de 5. Brawl Stars, Brawl Stars. N-ai ce să faci, chiar n-ai ce să faci. Dacă nu te dai după teaming, riști să pierzi foarte, bine, nu foarte mult, dar nu îți merge ție cum trebuie. Uite aici, aici m-am pus ban pe ăsta, pe pișpirelul ăsta care n-avea nici power-up, n-avea nimic. Aici m-am ferit, bam, l-am omorât pe ăla, aici s-au spartă și am dat și eu superul, bam, imediat, bam, i-am prins, ăsta mi-a dat și el superul, de-aia am avut star power-ul, avantajul star power-ului. Bam, mi-am dat două hituri și ăsta a fost meciul, primul meci câștigat, după ce am închis eu și am zis că revin cu rank 20. Ok, cel de-al doilea meci, deci ăsta a fost primul, cel de-al doilea meci, acesta. Mi-am luat revanșa de la un rus, ăsta a fost cel de-al doilea meci, deci 5 meciuri de loc 1. Probabil să pun doar meciurile de loc 1 pe acest episod, pentru că am pușat asta seara de la 460, nu mai știu la cât am început. Am dat niște meciuri de 3v3 și le-am câștigat pe toate, adică pe amândouă. Și am mers foarte bine cu Frank. Să știți că e un brawler foarte OP Frank. Mai ales dacă ai o mapă bună care să-ți meargă bine. Este chiar minunat, chiar minunat brawlerul acesta. Și să nu se pună pe tine, asta este singura chestie. Dacă nu nimeri un Frank 2-3 pe mapă, să te ajuți cu el, să-ți încarci superul, se vor pune toți pe tine. Cum sunt pemul acestea. Se vor pune pe tine și nu e ok să dea 4 după tine, n-ai nicio șansă, oricât de bun ai fi. Oricât de bun ai fi. E un joc diferit față de Clash Royale sau orice alt joc jucați voi, e foarte diferit. Foarte, foarte diferit. Trebuie să fii, nu știu care e cuvântul potrivit pe acest joc, să fii viclean. Cred că cuvântul potrivit este viclean pe jocul ăsta. Să știi să te împrietenești cu toți, dar să știi și când să ataci și când să-i arzi. Și cred că cuvântul cel mai potrivit e viclean. Cel mai potrivit cuvânt pentru acest joculeț. Altfel nu pot explica. Chiar nu pot să-mi explic. 10 brawler, nimeni nu se omora efectiv. Erau două pemuri aici, două pemuri. Bine că m-am împrietenit cu Frank, gen am dat de Frank cu ăsta și m-am împrietenit, dar am știut și să fug. Am știut să fug ca să nu stau acolo cu ei. Ia uitați ce era. Toți bull aici teaming și ele aici separată care toți dădeau după ea. Ăștia de aici m-am riscat, eu am dat superul, m-am spart, bam. Am picat și pe mosa de aici, bam. Mi-am luat star power-ul, gen avantajul de star power aici. Am luat top power-up-ul. Ăștia toți aici erau pe teaming, pe treaba lor. Dacă eu nu mă spărgeam acolo, nu câștigam, mamă, la... Deci aici m-am speriat, efectiv, m-am speriat pe live. Deci pe live m-am speriat. Când l-a scuipat pe ăla, efectiv, a venit și el, i-a dat superul, l-a scuipat pe ăla, l-a aruncat 5 metri încolo și l-a și omorât. Deci m-am speriat, efectiv, când a sărit. Aici s-au pus toți pe bull, bineînțeles că... De ce nu? Am vrut să-l omor pe Bo, pentru că e un dușman pentru mine, Bo. Am omorât și pe bulul ăsta și am dat superul și ăsta... Bine, n-aveam nicio șansă. Rusul n-avea nicio șansă în condițiile astea. În care aveam și star power-ul, gen 40% atac și... Și mai aveam și power în plus. Ăsta a fost cel de-al doilea meci. Cel de-al treilea meci cred că este acesta. Cel de-al treilea meci de loc 1. Mortisu, foarte bun Mortisu. Are undeva la 540 și ceva. 540 de trofee, m-am uitat eu. Foarte bun Mortisu. A jucat-o bine, omul a jucat-o bine, se vedea că știe ce face cu Mortis. Și o să încerc și eu să pușez. Nu cred că pe mapa asta
Cred că o să pușesc pe o altă mapă cu Mortis, dar o să pușesc foarte Chilano. Gen, foarte îmboscheți, foarte, foarte ferit. Pentru că altfel n-ai nicio șansă. Probabil o să pușesc pe un live, o să văd eu ce și cum o să fac cu el. Ok, aici era Pemu. Uitați-vă aici, mamă, deci m-am panicat maxim de tot, m-am panicat aici. Am crezut că nu mai scap de Pemu ăsta. Deci credeți-mă pe cuvânt, dacă asta se ținea după mine, Pemu, era mort. Deci era mort dacă se ținea Pemu după mine. Deci unul dintre brawlerii cei mai nasoli, părerea mea, în momentul de față, cei mai nasoli brawleri. Îi urăsc, Pemu urăsc. Urăsc brawlerii Pem. Și Bo, că am avut un match, nu știu dacă o să-l pun pe episod sau nu. Deci mi-a dat 3000, a pus unul două mine și mi-a dat efectiv 3000 pe bucat. 3000 pe o mină, 3000 pe o mină. Și m-a omorât instant. Foarte OP, băiți, foarte, foarte OP. Asta se bate cu 2 frank, 3 frank odată, mai ales cum e asta cu 6 power. N-are frică de nimic. Numai aici să nu se pună cu superul toți pe ea. Uite, îi dă superul și fuge de frică. Aici am încercat să fac teaming cu ăștia, Dynamic dădea după mine. Acolo s-a riscat ăla Frank și s-a ferit. De asta vă ziceam că Mortis foarte bun. S-a ferit Mortis de superul lui Frank. S-a băgat după el și l-a omorât. A încercat să se scarce superul pe mine și l-am lăsat să-și facă de cap. Eram ceva de genul ăsta, frate. Fost de cap. Totuși a fost băiețaș că nu l-a omorât. Eu dacă eram în locul lui, îl omoram pe de acel Dynamic de leșinam. Aici am dat după Pem, am omorât-o, am luat tot power up-ul am luat să-mi fie mie bine. Știam că o să fiu cel mai jimecher din meci, astfel încât stăteam pe lângă ăștia uniți și nu mă spărgeam. Dynamic ăsta Bulangiu, a dat acolo un hit. Ne-am pus pe Frank-ul de sus, dar nu înțeleg Dynamic-ul ce a vrut să fac aici. N-am înțeles ce a vrut să fac, a vrut să se împrietenească și cu ăla de sus. Pe bune? Că tu vrei să faci teaming cu toată mapa? Tai naiba lângă noi și vezi de treaba ta. Aici mi-am încărcat, am dat superul și Mortis, n-am mai avut unde să mai fugă. Am dat niște hituri în gol aici cu Mortis. Am dat niște hituri în gol, dar n-am mai avut nicio șansă. Aici m-am panicat puțin când am văzut că am ratat. Dar am avut mult power up și n-a putut ca să mă omoare. N-am avut nicio șansă. Și ultimele două meciuri. Asta este la 492 de trofee, vedeți bine, 492 de trofee. Gen, am făcut 492, mi se pare. Nu, 492 am început și am făcut 499. 492, 499. Și mai trebuia un trofeu, vedeți bine, 499 și ăsta a fost meciul de 7 trofee. De-aia ziceam pe live la cei care, au fost băieții mei pe live, ziceau că băi, ești nebun, 499, fii atent că acum te scade. Dacă eram pe Clash Royale, posibilitatea era foarte mare de a mă scade până la, cred că, 450. Da, astfel încât e Brawl Stars și e teaming-ul ăsta infinit. Și o să vedeți ce înseamnă teaming infinit, că m-am ajutat de 2 Frank în ultimul match. Că m-au ajutat și m-au ținut sub aripa lor. Dacă era Clash Royale, probabil că scădeam de mult. Așa că e Brawl Stars, o te mai ajut de alții și o duci mai bine, înțelegeți ce vreau să zic. În fine, o să vedeți imediat. Ultimele două meciuri de pe acest episod. Nu știu cât de lung o să fie episodul, dar eu zic că se merită, adică... I-am luat Star Power la Frank, am zis că... Că-l fac rank 20 l-am făcut. Acum urmează la Daryl. Cum apare pe shop superul la Daryl, l-am luat și l-am făcut rank 20. Bineînțeles, am și o mapă bună. Asta este cel mai important. Ok. Se pare că acum în 5 minute, când fac eu episodul, o să apară și o mapă nouă, Festor Femin. Cred că o să mări să joc pe ea ca să deschid tot pe acest episod un big box. Poate pică ceva bun. Un super la Daryl? Cine știe? Asta nu știu ce o fi încercat asta, Frank, să dea aici superul pe noi. Aici am fost într-o cumpănă foarte mare. Pentru că era și Bo. Și acel... cum naiba se zice, mă, că nu vine cu Cal. Dădea după mine. Și am zis, bă, știi ce? Eu măcar, eu fug sus. Îi las pe ăștia să se bată aici, să-și odea, să își facă teaming. Uite, se blochează telefonul. Am lag la telefon din cauza teamingului și câți brawler sunt, frate. Deci nu duce jocul la cât teaming e, man. Uite ăla unde a pus super, unde a dat super de frică. Eu eram singur, frate, eram singurul aici. Amărât. Eram singur amărât, vedeți și voi. După aia s-au spart și aia, gata. Ne-am dat un hit aici la Pem. Am dat superul aici, bam. I-am omorât pe amândoi. Am luat power up-ul.
Și aici ăsta încerca să se rotească, să facă prieteni cu mine. Eu am fost ceva de genul în capul meu, bă, mă pun și dau niște hituri în Colt, că mi-e cam frică de el. Dar vreau să-l omor cu orice putință pe ăsta primul, pe Carl. Pentru că mi-a făcut manevră și dădeam continuu lângă mine și eu... Tomeciu, ții minte, bă, ăsta e un de la Bulangiu care vrea să mă bată și după aceea când vede că sunt prea OP și rămân doar eu versus el, începe ca să dea mine. I-am dat 20 tachete, bam, 20 tachete în fund și l-am trimis acasă. Și i-am dat locul 2 lui Colt. Practic, locul 2 și locul 3 de mine a fost decis. Deci de mine a fost decis. Ok. Și ultimul meci de pe acest episod, ultimul meci acesta de locul 1, de la 499 am sărit la 506 trofee. Poate pe un alt episod o să mai joc sau pe un alt live, cine știe. Dar un episod așa simplu, fără muzică, fără nimic pe fundal, parcă nu-mi vine să fac. Îmi place mult pe stânca să fac cu muzică bună și, nu știu, mă împinge de la spate. Mă împinge de la spate, sincer. Și dacă stau, nu știu, pot să mă râd și doar vorbesc și doar, nu, parcă nu mă prinde. Și probabil că la trofeele astea ori o să joc pe live, gen, ori pe live-uri, ori... O să pun replay-ul, gen. E același lucru, e același lucru, meciile sunt aceleași. Nu diferă cu absolut nimic. Ok. Aici, vedeți, ăștia sunt francul de m-am folosit de ei. Frenchii, nu știu dacă e pluralul potrivit French. Aceștia sunt de m-am folosit de ei. Ne-am încărcat super-ul, am stat lângă ei. Mi se pare că mi-a scăzut HP PM-ul sau nu mai știu ce a dat în mine și mi-a scăzut HP-ul. Și după aceea m-am băgat după ei, au venit în față așa ca gărzile de corp. Aici am ratat, aici am ratat, am ratat superul. Băi, cât am putut să, cum să zic eu, să mă supăr că am ratat superul aici pe Colt. Pe Colt, pe Leon, îmi cer scuze. Deci dacă dădeam super cum trebuie, eram bombardier. Aici. Aici trebuia să fug de Leon, știam care e invizibilitatea. Uitați-i pe ăștia cum umblau numai în gardă, ăștia trei. Și m-am băgat și eu aici, m-am băgat după ei. Am zis, bă, hai să ne măriți, că am unul power, îmi trebuie un trofeu, hai să stau chillplex, chill pe zonă. Aici a dat superul, i-a leșinat, aici m-am ferit, a dat superul pe Bo, l-a omorât și am rămas noi trei. Trofeul, bineînțeles, că l-am asigurat. Dar de ce să nu trag la locul 1? De ce nu? Și am stat eu chileanu, n-aveam nici super încărcat, n-aveam absolut nimic. Și ce a făcut, frate, am Ruslan ăsta, a dat superul, bam, am dat și o hit în ăsta, l-am călărit, bam, l-am omorât. Am avut star power, avantaj. A dat el superul, am dat foarte rapid superul pe el, bam, hit și murit. Unu power up, băieți, unu power up. Ce asta a fost rank 20, ultimul match pe acest episod. Poate o să mai aștept puțin, uite că e new event available. O să joc tot la fel off camera și o să revin să deschid un Brawl Box. Nu, un B-Box, pardon. Imediat. Și am revenit cu B-Box-ul promis, am jucat cu Daryl, am luat un loc 3-4 trofee. Asta este. Hai să vedem. Poate pică ceva bun și e cu noroc episodul până la final. No. Că dacă era Star Power, mi-l dădea din prima. Decât 135 de bonus și am făcut 2500. Doamne ajută, poate apare pe shop. Nu uitați de butonul like și de abonare dacă v-a plăcut acest episod, un follow pe Instagram la mădălin.adrian23 și ne vom vedea data viitoare cu un nou episod cu un alt brawler rank 20, sper eu. Adică am de făcut episoade și cu Colt și cu Bo rank 20 și nu mai știu cu ce am făcut. Nu știu. Chiar nu mai știu. În fine, voi vedea cu ce am mai făcut. Toate cele bune. Pa, pa!